Dacă vrei să ai acces la cele mai mari reduceri de jocuri, nu uita să intri pe Eneba. Pentru asta e un link în descriere și nu uita să folosești codul LCT pentru o mega reducere. Salutare prietenii mei de pe YouTube, ce faceți? Eu sunt Andy Lecturatul, știu că nu mai știți de mine pentru că nu mai primiți notificări și nu vă mai dați la clipurile mele, dar eu tot o să postez. Stai puțin, te-ai apucat acum de YouTube? De recent, am un canal cu 1600 de abonați. Ah, ok, ok, păi fii atent. Ca să filmezi cu mine, în primul rând, te cost 500 de euro pe filmare, așa că te-am văzut așa, băia bun. Deci episod, dar să nu dureze mai mult de 20 de minute, că de acolo intrăm la taxe inversă. Taxe și impozite. Astăzi, împreună cu amicii mei, o să facem cheamă și amicul, 700. O roată a norocului, și anume roata audiourilor, deși cred că am mai făcut-o, dar nu cred că am adăugat niciodată aproape toate audiourile. Astăzi avem, atenție amicii mei, avem Audi R6 Avant din 2013, Audi R6 Avant din 2015, Audi R8, Audi TTS, R7, RS5, R6 din 2009. Cine vrea să fie primul care dă la roată? O să le facem în așa fel încât să fie cât de cât apropiate la scor. Eu, taci mă, dă-te morți, mătic, eu vreau. Tu vorbești singur aici, nu uitați să vă dați un like, dați un share la videoclip, să vă abonați dacă vă place. Cine dă du primul? Dacă vă place, bine zis. Am amice, deci cam plin de viață așa. Dar se vede, se vede, nu că sălbatic doar ce doar ce te zi. Ia zi-mi sălbatic, tu dă-l și primul. În ăsta, să știi, în party. Tu dă-l și primul. Ok, intru și eu imediat, tu dă-l și primul, nu? Sălbatic. Da. Ai un Audi R8, și mai pe tine. Cea mai bună mașină de aici. Ia să vedem. Amice, tu acum, vezi că pentru tine dădui. E. Dar nu care e ăsta? Audi R6 Avant, asta e că nu știu din ce an. Din 2013, amice, l-ai? Îl cumpăr aici, trebuie mult. Așa, și eu. Eu bag bani cu totul. Audi R6 Avant din 2013 și eu, mie ce-mi pică... O ingură. Mie-mi pică Avantul, dar din 2015. Bă, pot să mă luau cam toate audiurile, cred. Bă, cred că da. Deci eu am Audi R6... Cât urmă gașește, mă, e R7-le nou să fui și eu primul care nu face... Nu știu, bă, eu vreau și A8 și seria 7 să bage, dar nu bagă, uite-te la ei. Na, asta niciodată. Dar de ce? R6 Avant, bă, pă nu l-am. Atunci le-au eu pe ăla din 2013, că l-am. Nu, lasă că păi, băi, da, oricum, eu l-am. Tot aia vine până la urmă. Păi și eu pe care să le iau? Pe ăla din 2015, 2015, da. Bă, da, eu i-am schimbat pe la motorul, bă, că păi hai să vedem ce are am sălbatic. Am scor de 900 tunată, nici atâta. Păi atunci hai să le schimbăm motoarele și să ne apropiem de sălbaticul. Sălbaticul, tu ce scor ai? Păi, stai să o... Mama, bă, stai bă că eu sunt prost. Da, hai că ești. Fac cu ăsta. Era RS4 Avant din 2013 ăsta, de-aia nu l-aveai amice. Da, las că fac cu ăsta, că eu pe ăsta voiam să-l bag. Eu de care vă bag? R8-10 ăsta? Păi da. Deci e prima oară, amice, când iau mașina asta, RS4 Avantul ăsta. A, RS4? Nu RS6? Da, da, că de-aia nu-l găseai tu. Eu gen, citi RS6 ca prostul, dar era RS4. Ce frumușele de lână în mama lui. Hai să trecem să-l tunăm. Bun, prietenii mei, sălbaticul doar ce s-a trezit, că face live până la 3 dimineața cu gagicile. De-aia nu... Păi nu, că are un canal de Trovo și unul de OnlyFans. Pe Trovo mă face live până la 12 și de la 12 îi mută pe ăla de OnlyFans. Păi, am și unul de YouTube aici. Lasă că până la ăla de YouTube pe moarte. Au, Crăcel! Vezi? Că la ce? Sălbatic! Eu scosei, luai un tuning de 950 la Audi. Bă, pă, tu luași de pe el, mă? Bă, da, amice, bă, da, nu chiar lua că... de pe net, că îți mai dă aero și ălea. Aaaa... Bă, fătu-mă în gura ta, fătu-mă... Hai să mă uiși eu să văd ce-mi dă pe aici. Bă, amice, vezi că îți luași cam mult, bă, că eu văd că aici am maxim 921. Atunci, bine, hai că mi-o fac eu. Sălbaticule, tu... Bine, dar sălbaticule, n-avem ce să faci. Dar cât are ăla? Eu am maxim 927, văd. Dar știi care e chestia? Că ăștia au umblat mult pe la ăștia pe aici, știi? Asta e chestia. 940. Ia caută unul, dacă nu de vreo 920-930, amice. Găsi, tot făcut. Hai. Ne ajung și le-au pe ăsta de 920. Hai că suntem bine, că asta e mai greu, amice. Păi aia zic. Bine, A4 nu e mai ușor. Bă, dar chiar că hai să... Hai să ne uităm la greutățile fiecărei mașini și caii pe care avem și tot. Să facem așa o retrospectivă a acestor mașini. Deci, recursul etapei. Băi, am motorul 584, mâncați-și. Bă, amici, vezi că RS4 nu e mare diferență, am motorul 511. Da, am 1270 de cai. Am 1215. Și Newton-metri 1223. Și 1130, da. Dar fii atent și tu cum e proporționată. Are 52% din greutate față. Nu, eu am 50, sunt proporționat mai bine. Bă, știi ce am aflat, mâncavaș? La o mașină. Și motorul de 57. Așa. Știi cât, gen, 70% din valoarea mașinii, a daunei, este dată de impactul frontal de la bot
până aproape de bord. Deci dacă tu ai dat într-un stâlp și ai făcut praf toată partea de la bot până aproape de volan, da, bă, deja s-a depășit 70% din valoarea mașinii. Iar restul, stai, până în spate, e de 30%. Stai și tu, că vreau să fac și o poză, dar ar trebui să vină și marsupianul ăla. Băi, marsupianule! Terminai, mă, terminai. Păi lasă că terminai. Vino și tu încoace să faci noi o poză. Tu sunt marsupian. Hai, lasă-i acolo, Mișe, că eu vreau să fac poza așa. Bă, da, îți place, Mișe, ăsta? Suntem mai sus, la Baja, pe aia. Nu știu, Mișe, dar R6-ul ăsta e frumos în spume. Bă, e frumos, dar să știi că și R4-ul ăsta e drăguțel. Nu prea-mi place, cine știe. Mie mi se pare simpatic. Chiar mi se pare simpaticuț, am să riesc cu I4 din gură. Simpaticuț aș putea spune. Unde-s, mă, retard? A, bă, sălbaticule, mai sus un pic de tine! La verde! În Mexic. Bă, sălbaticule, bă, dacă n-ai chef, du-te, bă, și bagă viață în tine și lasă-ne în pace. Ce dracului căutați voi aici, băi, idioților? Uite că aici suntem noi! Păi, de ce? Ia, ce faci? Mă pun lângă tine. Haideți mai în spate, că veni căcatul ăsta cu jeep-ul aici. Împinge-l, dă-l în morții, mă. Lăsați-l să treacă. Lăsați-l să treacă, haideți mai încolo, ai pe arătură cu alea sau ce aici. Ca să nu mai vină ăștia peste noi. Bă, nu, că amice, dai, mă, ce să-i, nu, e handicapat. În curul meu. Stau în curul mătii. Stau în curul mătii. Bă, dar frumoase sunt toate Audi-urile aici așa. Bă, are și Audi-ul, domne. Așa, stați așa mai la distanță un pic, nu toți unii lângă alții. Vino mai în față sălbaticului un pic. Aia, mai în spate un pic, ca să vadă și Bercică. Așa, bun, și acum cum făceam poză? Dai pe, nu știu. Sălbaticului, nu știu. De pe P? Da, bă, de pe P. Da. A, cu efecte, cu de-astea. Mă, dar unde spadelele că le-au... A, bă, da, sunt, da, sunt mici. Aha, autele. Mamă, cât carbon are asta în ea. E restat. Frumos. Da, pe calmeu. Bă, dar asta nu are bord în piele, eu am. Bă, da, cum făceam să scot ăștia watermark-urile și ăștia? Ah, ba nu, e bine. Gata! Am făcut. Amice, ce idioți. Ce? În bord scrie, fii atent și tu, că sunt în S2. Așa. În Sport 2, adică în treapta a doua. Și sub S2 scrie treapta 1. Nu. Știi la Audi? Aha. Știi, când ai pe la cutia în Sport, îți scrie S1, S2, S3. Ea arată S2, că gen e în permanență în Sport 2, dar sub scrie că e în treapta întâia. Au greșit. Ce căcat. Să vă adică, du-te și fă-i cursa. Bă, amice, vezi că... Fă-i și tu ăla, cum se numește... Nu știu cum se numește. Amice, maratonul? Ăla, da, maratonul. Bă, vezi că asta, mă, e fâșinață rău, dar știi care e chestia? Că văd că ăsta nu-i pus eleron și nu-i pusă nici lip în față și cred că e belea mare. Bă, păi a mea nu are, că e cam break. Păi și zici tu că nu putea să-i pună lip în față? Bă, stai, bă, că eu... Bă, eu am eleron, dar am din el la micu. Păi eu n-am deloc. Și să vezi eu. A, belicariciu, mâncava și... A, păi mă, bă, mă fac praf, mâncava și... Păi și eu la fel. Că nu e stabilă. Nici la mine. Ma. Dacă nu vrură ei să și. Amice, dar vezi că asta are panoramică, amice. A, frumos. Amice, fii atent. Văzui la 8 fix după ce plecaș tu fix ca al meu, doar că nu era S-Line, nu avea semnalizări pe data din amice. Că mi-a spus, ciuta, mă, ce are audio ăsta din lipsă? Se semnaliza? Cu ce ai greșit tu în fabrică? Hai, las, băieți. Trebuie și plec eu ultimul, că sălbaticul are și mai mare scor. 942. If you see me, then you mini, then you know you have to go. No, 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 no. Păi că n-am când, că îl pun acum, n-am când să fac perspective. Mai bine. Mai bine, a? Nu vrei. Ia. Ce vă duceți voi, a? Ia uitați-vă. Bă, dar du-te morți, mă. Da, dar stați un pic, că vin acum, ia uite-le, ia. Ce alunecă, ești nebun? Păi, bă, pișesilor, până când să vă mai lasă mai... Aha. Salut, băieții. Fai de mine, bă, n-am, dar n-are nici măcar lip în față, mă! Aoleo! Bă, cred că e de dragă. Trebuie să mă să mi le luam de pe net. Dar vezi că nici alu amicul nu e foarte bună, să știi. Alu sălbaticu? Ascultă-mă, da, că nu e da, bună. Bă, dar are handling, dă-o încolo. Nu are, n-are! Zici? Garantez, o știu. Știi ce. E foarte barcă. Da, ales da. Pe la viteză, acum e ok. Dacă n-o să meargă pe autostradă, dacă a ciupit pe tadivoră, îl face praf. Mamă, dar bă, a mea zici că e pe patine, dă-o în moașe sa pe gheață. Fai de capul meu. Deci zici că are skiuri, dă-o în moașe sa. Dar fuge skiuri. Tare rău de tot. Vai de mine. Bine că le și schimba rampa, no, la motoare, și amice, aia avem, păi, am motor de 5-7, amice, pe aici, nebun. Păi și eu tot la fel, păi ne avem pe mai mare ca ăla. Cred că bine, da.
Teoretic n-ar fi până posibil nici în 7 vieți, dar mă rog. Nu, a? Păi n-ai unde să l pui. De fapt, da, că e... Nu are loc. Trebuie pus în spate. Hai, amice, păi și ăia la... Amice! Amice, păi gândește-te... La șafurile alea mici de... Le fac de... O, bă, că nu pun motor de 5-7, pe ce? Păi la o motoare de 2 litri, amice, dau nu știu câte, cât pe turbine și piese, nu știu de care. Dar liniștit că le n-au până la motoare mari. Amice, păi gândește-te în felul următor. Asta acum probabil are un motor cel puțin V10. Ea vine adică cu V8. De exemplu, pe A8-ul meu, tu nu poți să pui mai mult de V8. Că n-ai loc. Vai de mine. Pașcu cumva, amice, acolo să... N-ai cum. E prea mare motorul, înțelegi? Aoleo, bă, n-am, deci... Ai, amice, că-i dai frânele prea... N-ai cum, amice, că ai termoculpe, ai toate... Termoculpe? Ai termoculpe, băi, sălbaticule? Ținele morții, mă, ce are, mă? Termoculpe! Bă, aoleo! Băieți, iertați-mă, credeți-mă că nu fac intenționa să conduc mașina așa prost. Minte, vrea să-și facă să fac pe... Amice, victima. Nu, bă, da, ale voastre, amice, este și gata, fuge, nu fuge. Intră motorul. Bă, fuge, dar nu atât de rău. Boa mea e varză, ce ai? Adică fuge, dar fuge, nu cumva să-i acelezi din curte decât în față, ia zi. Amice? Ce ai de iarăși, mine? Iarăși, aha, praf, da. Ca o laudai. Amice, iarăși te-au părăsit fomeile. Pe cine? Da, pe sălbaticul? De fomeie mie, nu de somn. De somn? O viață are, bă, și pe aia doarme, bă. Doarme, pă, da, pe bune. Băi, amice, dar ce distracție, mă, tu în viață? De ce nu te duci colo frumos cu rabagiu în club? Da, mă duc la măta. Păi da, dar nu poți așa mereu. Nu, bă, amice, pă, da, pe bune, acum. Bă, nu știu, o pasiune, uite, dacă vrei, sâmbătă seară, te trimit pe la amice. Vrei să te duci? Nu. Îți dau și parcarea? Du-te la vipuri acolo. Hai de capul meu. Vrei? Nu. Și de zilele mele. Că am și treabă, un la mână și doi la mână. Are treabă. Ce treabă? Nu ale singur de nebun. Păi nu, că-s mai e un prieten. Uite, da. Îi invici o fată. Opa! La meci. Ia... Yeah. Când o vedea fata că intri la VIP-uri că și cu Ford-ul colo, bași Ford-ul colo frumos, da, în parcare, frumos, lângă, merge lângă Rolls-ul reghe. Și domnii pe la polițiști, pe la poftiți. Nici nu mă lasă ăștia dreacu să intru. Hai de capul meu! Du-te-n sparanghel, hai, că o îndreptăm! O îndreptarăm! Amice, acum vrei să dau și mașină, du-te dreptul, până dacă vrei să dau și păsărică! Să o duci! Păi nu are! Păi mi-ai dat, amice, nu mi-ai dat! Mă, băieți! De mă cam gândeam eu că ce-i drept, da? Scoasă la camare scordinele RS4-ul ăsta, 930! Cam după la posibilități, amice! Ma, n-am ce crezi că-s eu, n-am pește? Bă, eu mă mulțumesc sincer dacă nu mi-au DNF în cursa asta! N-ai nicio șansă! Bă, amice, dar nu pot să zic acum o păda pe filmare. Nu zice că dar nu vreau să mă apuc să caut să tai după aia, că n-am timp. Să mă ce aminte după, că mi-a să aminte de o fază. Oh! Crezui că fuge, bă, gamea și piciorul, nea și zice să-i dau contra și nu fugi. Ușustă. Tai de mine. Ce bine e să mergi pe toată autostrada fără să mai dai niciun derbedeu. Ce ai, bă? Nici nu țin mâna pe volan, o băgai în pantaloni. Transpirai, amice, făcui, eu am o mână pe volan și... Făcui sport, mai rău ca la sala, amice, nu mai pot. Învârtit de volanul ăsta, amice, capacele. Am o mână pe volan și încioacă o... Și în schimbătorul minor. Mai frumos, amice. Da, așa e că e melodia la paraziții, nu e ceva... Da, stați liniștiți că ei nu sunt numere pe idealuri din ăștia. Ce? Mă, ce băi ai nebunit? Bă, vezi, amice, nu știu ce a făcut ăsta la mașină, de ce fuge? Cât lași tu? Bă, 330. Am 400, amice, de drag asta, dă omul ăsta. E de drag, e amice. E de drag, sigur, pe ce este? Păi luai 410, ești nebun? Păi de-aia nu e stabilă, că doar are aerul ăla. Vai de mine. Dar asta mea nu e nici cal, nici măgar. Nici nu e stabilă și nici nu... Dar de când ai ajuns tu să mă judeci? Nemice, eu? Amice, să arunce cu piatra doar cel fără de păcat. Corect. N-am minore în joc, amice. Bă, ești nesimțit, dar pielul zicea. Bă, mai tași, mă, trec cu dat din gură de handicapat, că cel mai ești prost. Dar tu nu știi melodia aia, băi, handicapatule. Bă, tu nu știi, idiotule. Ce, băi, eu cântai? Așa și dacă cânti o melodie, înseamnă că faci, dacă și dacă cânt acum că I want to break free, ce înseamnă? Păi înseamnă că vrei să scapi de personalitatea asta ta. Da, când cântai melodia aia lui Post Malone, I've been fucking, Aaaa, da, îți plăcea,
Aha, ai, umbli cu boabe, cu dălea. Ai băgat de nea? Da, de-aia stă el până la 5 dimineața. Că îl ia până la soale, pe din alea. Ai de capul meu. Aha. Ute-ncioaca mea, că mi se făcură mâinile covric pe volanul ăsta. Auzi, amice, dar nu, dar nu știu așa, amice, să mă judeci. De minore. Ia auzi. Amice, dar ție nu ți-e rușine, amice. Să-mi bat picioare în el de Audi. Băi, mișto senzația cu el că fuge așa, da. Ce? Săracele fetițe. Bă, taci, bă. Bă, amici, stimbat. Și îmi place cum driftuiește, să mă puneți pe TikTok, bă. Dar să-mi puneți, să-mi puneți și canalul. Să-mi puneți și canalul în descriere. Vezi că ai făcut o groază de like-uri cu Mercedes-ul ăla. Da, da, bine. Păi mi-a părut și mie, pe Foriu acolo. Da, ce că... Auzulea! Stai liniștit. Păi normal că m-a pus altul, bă, măcar să pui link către TikTok-ul meu. Episodul. Te-au luat ăștia de la Driftul cel corect să-ți facă interviu. Driftul cel corect? Da. Vezi că în clipul ăsta a făcut niște drifturi destul de mișto. Ia bă, da, da chiar, că ia dați-mă mie dacă nu, dacă nu vreți. Ia trimiteți mie pe Instagram direct clipul și mi-l pun eu pe TikTok. Buangilor. Da, sau dacă îl puneți voi măcar, dacă îl puneți voi măcar, dați-mi tag, puneți acolo lectură de la A la Z pe YouTube, Forza Horizon. Dați-mi credite, băi, copiilor, că și așa moare canalul. Hoția în România e la nivel de artă și tu ce drept. Ia, acum folosești melodii din ăsta, pasaje din muzici, mă? Păi da, bă, dar ăștia din muzici din ăștia și mechere, nu din... If you see me, then you mean it, then you know you have to go. Fast and furious! Asta... Tu, vazui, tu, tu, fast and furious! Îmi pare rău, băieții, cam de legat. Nu! Starting... Bă, pe mine au pătat DNF cu tot. Aie! Le lumă, amicul! Nu mă așteptam și pe mine. Învârtit de volanul ăsta, amice, de demoloare, mă luă cu transpirații, cu suși transpirații. Te luă legumă, cumva? Că e rușinos? Nu. Dar nu termin, adică aș fi ca aici. Legumă, legumă cred că ajunge la 95%, sigur. Nu cred că mai ajung, că a, nu mai uitați viteza. Bă, uite-și tu la cât pierd, la 3 secunde mâncava așa. Eu n-am câștigat cursa, dar am câștigat inimele oamenilor. Bă, nu de alta, dar filmările voastre nu le-am să vadă. Mai bine. Cam atât să fie ca acest episod, prietenii mei. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi trimiteți clipuri să mi le pun pe TikTok sau dacă le puneți în hashtag. Și noi ne vedem data viitoare. Pa.